Sub semnul Zilei Culturii Naționale, Biblioteca Universității Ștefan cel Mare din Suceava organizează pe data de 14 ianuarie, începând cu ora 9, în sala de lectură Mihail Iordache din Corpul A, tradițională manifestare Zilele Eminescu la USV. La 173 de ani de la nașterea poetului, tema manifestării este Eminescu în lume. Biblioteca Universității întâmpină publicul cu expoziția Eminescu, carte bilingvă în Biblioteca USV. Cărțile poetului Mihai Minescu în colecțiile Bibliotecii USV vor fi prezentate de bibliotecar de Spina Doina Rotaru. Va fi vizionat filmul documentar Eminescu Veronica Creangă, în regia lui Octav Minar din 1914. Între orele 9.45-14 va avea loc manifestarea Eminescu în lume, om, geniu și poet divin. Moderată de Ramona Zabrea, programul include recital de poezie eminesciană în limbile mandarină, franceză, engleză, spaniolă, ucraineană și italiană, momente artistice susținute de elevi, studenți, invitații evenimentului și dezbaterea internațională eminescu în lume. Ecoul poeziei lui eminescu va răsuna din diferite culturi ale lumii: Franța, Anglia, Italia, Senegal, China, Costa de Fildes, Peru, Columbia, Ucraina, Republica Moldova, prin intermediul invitațiilor USV. Duminică 15 ianuarie, începând cu ora 10, la bustul poetului din Parcul Mihai Minescu, elevi, studenți, profesori, bibliotecari și oameni de cultură vor depune jerbe de flori. Evenimentul este organizat de Biblioteca Universității Ștefan cel Mare din Suceava. În parteneriat cu Casa de Cultura Studenților Suceava, Colegiul Național Mihai Minescu, Colegiul Național Petru Rareș, Școala Generală numărul 3, Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, Centrul de Reușită Universitară Suceava, Alianța Franceză din Suceava, Asociația Italienilor din Suceava, Erasmus și Asociațiile Studențești Elsa și Grupul de Inițiativă al Românilor din Basarabia.